Promovarea și păstrarea datinilor, acesta a fost apelul făcut de etnologii prezenți la tabăra de creație populară de la Lăpușna. Ideea organizării evenimentului a pornit de la Deva, unde inițiator a fost profesorul etnolog Marcel Lapteș. Acum există trei astfel de evenimente. Sunt onorată să fiu în această tabără de creație populară sunt pentru prima dată aici, dar noi avem trei festivale surori, l-am putea numi, mai întâi de la Deva, de acolo a fost, a pornit festivalul de creație populară condus de domnul profesor dr. Lapteș Marcel. Pe urmă avem un festival al Conderilor Plugari în Timișoara și cel de-al treilea festival la Reghin, de mai mulți ani, tot de poezie populară. Evenimentul desfășurat la Reghin este apreciat de participanți. Impresiile în urma desfășurării acestuia au fost pozitive. Impresiile firești și normale în urma unei acțiuni de acest fel sunt cele benefice. Sunt cele deosebite, atât pentru spiritualitatea populară, cât și pentru înțelegerea tuturor românilor că. Identitatea noastră trebuie păstrată prin aceste date și obiceiuri, prin spiritualitatea poeziei ce se petrece uh, aici. Etnologul Marcel Lapteș face apel la necesitatea păstrării obiceiurilor și tradițiilor populare care conturează identitatea poporului român. Trebuie ca să uh, înțeleagă toți că în uh, timpurile acestea de bulversare spirituală a satului, de globalizare prost înțeleasă, noi românii trebuie să ne păstrăm obiceiurile și datinile, trebuie să înțelegem că, chiar dacă satul românesc trece în altă etapă, noi trebuie să ne păstrăm rădăcinile. Tabăra Baladele a cuprins și ateliere, tabere de poezie religioasă, conferințe pe diferite teme, dezbateri, dar și drumeții.